Dacă ai creat un joc, sigur ai vrea să ai succes, nu? Cine nu ar vrea? Pentru că vei câștiga bani din chestia asta. Astăzi o să-ți arăt șapte pași prin care poți ajunge la succes cu jocul tău. După cum, ve după cum vedeți, jocul acesta făcut de mine are peste 100.000 de, de descărcări. ăsta are undeva la 90.000 și mai am unul cu 100 și ceva de mii ghicește youtuberul, dar a trebuit să-l dau jos. Mi-am notat aici șapte idei. Deci, trebuie să alegeți un titlu bun. Eu am pus ghicește cântărețul român. Descrie foarte, foarte simplu jocul, adică după ce ai citit titl titlul, îți dai seama că este un quiz, îți dai, îți dai seama despre ce este vorba, trebuie să ghicești cântărețul român. Simplu, fiecare cuvânt începe cu cu litere mare, vă recomand să faceți același lucru pentru că arată mai profesional. După cum vedeți, fiecare aplicație uh, are titlul scris așa. Deci fiecare. 2. Uh, scrie o descriere atrăgătoare. Descrierea contează foarte mult și încercați să folosiți cuvintele cheie în descrierea scurtă și în acea descriere mai lungă. Eu nu, nu pot să vă arăt acum descrierea Descrierea mai detaliată, pentru că trebuie să fiu, trebuie să fiu pe telefon, dacă nu mă înșel. Dar descrierea scurte este aceasta. Jocul nostru ghicește cântărețul român. Vedeți cum am folosit titlul. Acesta este cuvântul cheie. Este un joc uh, tip trivia care conține o mulțime de artiști români care cântă pop, rap și alte genuri muzicale. Încearcă să ghicești toți artiștii și să termin jocul. Deci asta te îndeamnă să te joci, să ghicești și să termini jocul. Ceea ce mulți au făcut. Mulți au terminat jocul. 3. Creează imagini plăcute. Vreau să scriu aici. Plăcute. După cum vezi, iconița aceasta sare în evidență pentru că am folosit culoarea asta a conturului, am folosit un cian și iese imediat în evidență față de restul aplicațiilor. Dacă, dacă eram pe telefon, vă puteam arăta și coverul jocului, este făcut de mine în Photoshop și arată destul, destul de ok. Contează foarte mult și imaginile. 4. Evita pozele cu copyright. Mulți m-ați întrebat, Ionuț, cum să evit copyright-ul? De unde știu că o poză este... De unde știu că o poză are copyright sau nu? Încerca să evitați pozele profesionale. Folosiți, uite cum e asta, e un selfie, Uh, dacă veți descrie ca jocul meu, ve, veți vedea că majoritatea sunt, uh, sunt selfie-uri. Și acestea de obicei nu au drepturi de, de autor. Încercați să folosiți așa și dacă vreți să folosiți altfel de imagini, vă voi lăsa un link în descriere cum să evitați copyright-ul. 5. În primele 24 de ore încearcă să promovezi jocul cât de mult poți. În grupuri pe Facebook, pe YouTube, nu contează unde, încearcă să aduci uh, câteva descărcări. 50, 100, 200, cu cât vei avea mai multe, cu atât mai bine. Pentru că ai o șansă ca jocul tău să fie recomandat de magazin Play mai multor, mai multe oameni. Asta e o șansă în plus. Nu e, nu e neapărat nu trebuie neapărat să faci chestia asta, dar ajută. 6. Ideea jocului trebuie să fie originală. Dacă faci un joc și mai există încă 100 de jocuri la fel, clar nu vei avea succes. De ce, uh, cu ce motiv ar descărca cineva jocul tău când poate alege din alte 100 care probabil sunt mai bune? Și nu încerca să faci cel mai bun joc pentru că nu întotdeauna cel mai bun are cel mai multe descărucări. Încerca să găsești o idee populară și uh, cu competiție mică. De exemplu, când am făcut eu jocul ăsta, mai erau alte două jocuri, dar erau foarte măsoale, Am venit eu, cu ideea asta am pus foarte multe niveluri, la fel și, și cu ghicește YouTuberul, nu mai era niciun joc de genul. Am venit cu ideea asta, a avut succes și așa am făcut și cu restul jocurilor. Creează cât de multe jocuri poți. Posibil să nu ai experiența mea în a face ASO, App Store uh, Optimization. Poți căuta pe net cum să faci ASO la, la jocuri și poate nu, nu vei face atât de ușor uh, 100.000 de plus descărcări. Dar ai altă variantă. Poți face cât de multe jocuri. Poți încerca să faci și 3 pe zi, 4 pe zi, 5 pe zi, dacă ai răbdare. Și din toate astea trebuie ca măcar câteva să aibă succes și dacă nu oricum toate descărcările adunate îți vor aduce destui bani poate chiar și 30 de euro pe zi 40 depinde depinde câte descărcări vei avea poate din uh, 50 de jocuri pe care le-ai făcut poate ai noroc să ai 10 de succes și atunci faci o grămadă de bani. Cam astea au fost cele 7 idei de care pe care am vrut să vi le prezint, eu sper să vă ajute, ăsta e secretul meu, să zic așa, în a crea jocuri de, de succes. Mulți mi-ați trimis mesaje, mesaje pe Instagram, ați început deja să faceți, v-ați cumpărat cont cu de developer și ați făcut câteva jocuri, unii chiar au început să facă bani, uh, mi-a dat cineva poza, a făcut câțiva euro, cred că vreo 9 euro, 10 euro, ceva de genul și vreau să vă felicit pe toți. După cum știți, nu puteți pierde nimic, v-am prezentat acea ofertă cu zero risc. Ne vedem mâine, dacă mai aveți idei de videoclipuri sau aveți vreo întrebare și ați vrea să transform răspunsul la cea întrebare într-un videoclip, lăsați-mi propuneri în comentarii. Pa, pa!